Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Vreau să vă spun în primul rând cum am ajuns aici la voi. Fratele a primit și el numărul meu de telefon de la nu știu cine și nici nu l-am întrebat și nici nu mă interesează. Și am stat cu el puțin de vorbă în alte domenii, sub alte scopuri și Dumnezeu l-a canalizat și în privința asta. Și el spunea că trebuie să pleci în Londra și Duhul Sfânt m-a înștiințat și a spus, tu trebuie să te duci cu el. Și, Doamne, eu nu m-am autoinvitat nicăieri și niciodată. Nici lui nu i-am zis, dar el, dorința mintea lui, după aceea mi-a mărturisit și a zis, mă, aveam să spun, dar nu ți-am spus, să te îndemn, să te rog să vii cu mine până la frații din Crasna acolo, să mă ajuți și tu și să fii o părtășie mai bogată. Și în drum, așa a lucrat Bunul Dumnezeu. Primul semn care m-am împotrivit Duhului Sfânt și lucrării Domnului și am zis, Doamne, el merge în Anglia și lăsăm, eu mă rog de acasă. Nu, tu trebuie să fii martor ocular cu el și din mașină, când ajunge la tine, ți-l predau și tu să-l înveți, să-l sfătuiești și prin mărturisiri și prin sincerități și prin plânsuri și prin bucurii și prin toate lucrurile și-o descărca povara în totalitate în fața lui Dumnezeu. Mica, capitolul 7, cu versetul 19, fiind prezent Dumnezeu acolo în mașină, mi-a arătat că toate păcatele lui care le-au făcut și le-au mărturisit, Dumnezeu le-a călcat în picioare. O lumină puternică sfărâma ca la o clacă, așa, și la un moment după aceea o lua și le-a aruncat pe fundul unei mări. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în privința asta mi-am dat seama și am zis, frate, tu primești Duhul Sfânt și vei pleca spre Anglia, ca și famenul etiopian, da? Plin de bucurii vei călări cu măgărușul tău până când vei ajunge la destinație și binecuvântarea te va soți așa acolo. Confirmarea Duhului Sfânt prin dar i-a fost înainte de a primi Duhul Sfânt. A spus că Domnul vrea să-l facă proroc, să-i dea și lucrări și daruri din partea Duhului Sfânt, numai el să fie la îndemâna Domnului și vasul lui să-l lase descoperit. Dar revin la ce vroiam să spun. Duhul Sfânt mi-a spus, tu trebuie să mergi. Și ce să fac? Mi-a trimis, mi-a dat la cine trebuie să vină, o adresă, un nume, numele fratelui Gabe și l-am sunat și nu mi-a răspuns la telefon fratele Gabe. O trecut câteva zile și am zis, Doamne, al doilea semn care îl pun dacă este vorba să mă duc, eu nu mai sun pe fratele Gabe să mă suni el dacă este de trebuință să ajung acolo. Și mă trezesc ieri sau nu știu când, cu un telefon încă întreb cu cine stau de vorbă, el spune cu cel ce l-ai sunat. Dar nu mai știam pe cine l-am sunat și când am sunat, m-am recomandat cine sunt și după aceea mi-am adus aminte, au făcut Duhul Sfânt legătura, zic, sunteți cumva din Crasna? Zice, da, fratele Gabriel, slăvit să fie Domnul. Ai doilea semn deja s-o împlinit pentru că el m-a sunat. Al treilea semn care numai eu știu când a venit fratele și al treilea semn s-a deschis și tot drumul a fost plin de bucurie, cu ochi în lacrimi, cercetarea Duhului Sfânt, ne-a încurcat diavolul un pic să ne dea o altă direcție greșită, la câțiva kilometri și-o dat seama că nu suntem pe Făgașul cel Bun și ne-am întors înapoi. Așa au fost niște împotriviri, dar Dumnezeu o da biruință până la urmă și mă bucur din toată inima că Dumnezeu este Cel ce lucrează. Ce vreau să vă spun, frați și surori, este să fim sinceri cu Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, lui nu-i pare rău nici de darul dat și nici de chemarea făcută. Dumnezeu împarte și dă daruri, slujbe și lucrări, dă vorbirea în alte limbi și vorbire în felurite limbi. Dacă noi păstrăm această lucrare a lui Dumnezeu, este fericit de noi că ne spune că El ne-a făcut și chemarea, El ne-a făcut și alegerea, dar tot El spune păstrați-vă chemarea și alegerea voastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În felul acesta Domnul este Cel ce lucrează.